facem cartofi. Cum să-i numim pe ăștia? Mâncare de cartofi. Mâncare de cartofi. Și un pic de off-road. Fă off-road, te rog frumos. Dacă mai vrei să mai mănânc. Da? Da. Păi numai că mergem normal, numai că da, n-am. Da, normal, la tine e anormal. Coronavirus, pentru că nu putem merge numai în familie la off-road, avem dezinfectant, avem tot. Mergem să facem o tocăniță de cartofi în deal, nu? Da. Bucătar Anca, am pregătit tot de acasă, trebuie doar să mergem să frigem. Să-l bag la mic. Ai avut... Cine? Facem oriunde, că avem trepied, avem tot ce mișcă, nu trebuie să mergem la... 100.000 de kilometri. La asta, trebuie să găsesc un loc unde să avem și liveliște ca lumea, liniște și eventual apă. Că după 5 zile de izolare... Ai nevoie de recreere, a? Mașina.
zile, nu? În casă. Încă nu zi mai pot să stau în casă, fără să fac off-road. Bă, dacă putem ieși de fiecare dată și nu te sperii... Păi dacă mergi și tu normal ca oamenii, normal că nu mă sperii, dar da, am noroc că s-a stricat, nu știu ce. Dacă nu ți s-ar fi stricat, mergeai ca un nebun aici. Și apoi sigur nu mai veneam. Data viitoare o luăm și pe Maia și pe Nathan și pe Maica. Aducem discul și facem grătară în pădure. Și Nathan răjește slănină pe botă. Dar acum el a dormit. Acum dorme, dar nu? La ora 5 te trezești și tu că vrei să mergi în pădure, să faci. Te trezești frumos dimineață și la 12 vii. Să învăț și eu că pe
nu te duce pe aici. Nu, 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 nu. Nu, nu te duce pe aici, că fac infarct dacă te duci pe aici. Lași, mă. Mă, eu mă dau jos atunci și mă duc pe aici. Ești nebun. Lași, mă. Vezi că nici de mare panta. Bravo, deșteptule, dar de ce trebuia să te cobor pe aici? Aici, pe aici, frige, mă, dacă este o fântână aici. Aici facem frumos. Ce mă, chiar așa de rău a fost. Inima, nu stă în loc. Nu, unde mai merge? Este o fântână aici. Unde e fântână? Acolo sub copacul ăla. Păi uite, aici nici lucru trebuia. Unde să te mai duci? Acolo la fântână. Vreau să beau un par de apă, aici, să vedem cum e fântână. Ea e contaminată. Contaminată, dacă și aici e contaminată, apoi... Uite ce de mașină. Cine umblă pe aici? Oile. Uite ce rapid e. Da, ia foc rapid. Da, bloc, boc de ăla, ai să o legătă-te? Am avut trei de-astea. Unul acolo și încă două. Unde încă unul? Îl vezi? Nu, trei? Trei am avut. Aici avem ala cu betate. Ingredientele. Mai culegem de-astea, mai buz, chicuță de-astea. Ia, stai liniște. Hai să văd dacă e bună apa. Ia uite, hai să vezi ce fântână. Frumos. Ia da. Nu mă aveți bune. Vorbesc serios. Mă gust un pic. Stai un pic. Dacă aducem... Ce punem prima dată? Slănina, nu? Slănina, da, am nevoie de o botă. Nu bun. Bata ce pun ce. Ce să pun. Ce ai zis că trebuie o botă? Da, o botă, dar nu acum. După ce punem toate astea aici, ca apoi să, până să facem, poți să prinzi slănina? Da. Trebuie o lingură de lemn. Da, am uitat lingura de lemn. Facem cu ce avem. Și cu o botă, dacă vrem. Ar fi mai rustic, nu? Da. Zic că ar trebui să prăjim un pic. Ala și aruncăm un pic din ulei. Ce zici? Să lăsăm? Ar trebui aruncat, că e multă slănină, e prea multă. Da. Contează că aruncăm din... Trebuie să aruncăm deja, că se mai... Nu, bă, hai să aruncăm. Nu, 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 cu ea, cu asta. Nu frige, nu frige. Da, ține. Ține de asta. Jos, oriunde. Nu cadă. Că mai lasă. Bun, gata, gata, gata. Bun. Voi? Am aruncat din un sare și acum e beton. Perfect.
Poți să pui ceapa. Dăm la ceapa. Da. Dăm drumul la ceapa, ușor. Bun. Învârtim. Dăm prosopul. Lăsăm. Fuuu, dar ce bun o să iasă ăsta. Nu ar trebui să-l pun tot. Și pui cât crezi tu că... De acum înainte numai pe tine te las să gătești. Cine a gătit până acum? În pădure sau unde? Da. Cât zici că ai de bun? Ne orientăm după, în funcție de cât cartofi avem și ceapa e cam multă, dar acum pleacă. Nu, mie așa-mi place cu ceapa. Să știu că așa-ți place tu. Asta e. Nu, că-l tau care e dezghețat, unele părți sunt dezghețate, nu știu. Mm-hmm. Ok. Că ceapa e trasă bine. Da. Bun. Pune cărnuțiorul să se îmbibe un pic acolo. Cu asta. Așa. Super. Bă, dar stai un pic, nu trebuia paprica prima dată. Nu, nu, nu. După că aia se arde, rapid. Da, hai, mă, bun. Așa. Aia numai cu un minut înainte să pui apă sau... pentru că s-arge foarte rapid. Uh-huh. Amestecăm. Ne lăsăm să călească... ceapa, nu? Da, e călită deja. Mai călim un pic cărnăciorii. Uh-huh. Trebuie să punem condimentele. Cum? Trebuie să punem condimentele. Da? Da. Ua! Fizic tare! Adică sare, paprică, piper. Înțelegi? Da. Aici o să am nevoie de ajutor tău. Da? Pentru ce? Să pui cartofii. Bun. O las că-i pun, eu învârtez rapid și pun. Pentru că în momentul în care pui paprika, trebuie rapid să-i pui pe ăștia, trebuie să pui apă. Da? Mă pune, pune paprika. Cât vrei să pui? Eu zic să pui un pic mai mult, că e ok. Eu zic să nu pui foarte prea mult. Eu mie îmi place mult. Nu, nu, da. Mult că-i schimbă tot gustul. Gata, 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 gata! Nu zic că mai trebuie. Nu mai trebuie. Please. Nu, nu mai trebuie, gata. Bă, mai pune, mă. Nu mai pune, vrei să mănânci numai tu singur? Da, bun, ok. Nu. Cartofii aruncă aici. Acum? Nu are voie să se arde sapa. Mă, ține, piper. Așa, cartofii. Așa.
ce frige. Bun. Gata că deja nu se mai arde pupica, știi? Asta e ideea, să nu se arde. Mulțumesc. Că arată bine și miroase frumos. Super. Poți să pui capacul stai, dacă vrei. Mă frige. Mai trebuie să îngătesc. Trebuie să pun un pic de sare. Da? Un pic de sare. Usturoi ai adus? Da. Bine, nu m-am întrebat. Când o punem? Mai încolo. O băgăm așa între cum a băgat Sorin? Sorin a băgat între acum. Punem un pic de piper. Vreau să zic câte cu coajă. Știu, dar eu vreau un pic de piper. Bine. Ok. You are the boss. Astăzi. Da. Bine, îți dădea una. Nu mă mai spus. Bun. Poți să pui capacul dacă vrei? Da. Trebuie să pun capacul. Lina. Ia uite. Ce tare. Dacă tu ai nasa, o sta cam de mult acolo. Ce importanță are? Problema e că trebuie să verificăm ce e luăm capacul jos. De asta am zis, lasă să facă mai încet, știi? Dar trebuie să punem tocul de roșii, că s-a ardut. Da, 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 da. Ok, stai. Nici nu poți să legi tocul să se stingă, că după aia tare greu. Uh-huh. Nu, nu se știu capacul când vătesc. Mă auzi? Da. Îl iau. Da, 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 ia, ia, ia. Dar nu știu dacă e puterea. Ia, ia-o jos, ia-l jos și dă-i ăla. Și de, așa, bravo. Stai, că e bun.
Da? N-are cum să nu fie bun, mă, deci cum? Cum să nu fie bun? Deci fă conserva, te rog. Pune roșile aici. Stai să împutezi bine ca apoi. Dar câte punem? Tot? Eu zic că nu tot. Cât vrei tu. Ia. Atât ar fi suficient. Ești sigură? Da. Bun. Nu vrei să aglomerezi prea mult. Să-mi să pun tot? Pun, te arzi în care e bun. Okay. Un pic de apă din prezimul ăsta. Și să punem cu tot apă. Da, păi, pentru că apoi nu mai luăm. Nu mai luăm. Mai bine pui acum mai multă ca să nu... Una de asta oricum. Azi că oricum eu zic mai trebuie. Nu mai trebuie, ar mai trebui, dar numai jumătate, un pic. Pune ca să nu mai trebuiască să punem, că o să scadă. Da. Știi? Și lăsăm până ce scade. Da. Pune-te. A. Super. Foaia de dafin. Foaia de dafin. Una. Una? Una singură. E sigură? Da. Ok. Una singură, da. Încă așa. Ia. Când dau, hai că când dau. Ok. Bun. Pune capacul. Bun. Pune capacul. Deci lăsăm până ce se face, așa încet. Nu băgăm mult. Da. Așa, bun. Nu mult. Vrei să frigem tonina? Da. O să verificăm de sare după aia. Dar cum îl tai? Cum îl tai pe ăsta? Peliuțe. Peliuțe? Ok. Un 4 cățăi de usturoi. Uite. Hai să vezi. Și să nu crezi. Wow. Usturoi împotriva răcelii. M-aș să lași să se facă la foc încet, știi? Păi de acum la foc încet se face, nu? Da. Eventual mai poți pune un lemn. Hai că pun un lemn. Pun un lemn, că dacă se oprește iar, nu-i bine. Acum trebuie să vedem și de sare. Ce bine, lasă.
nu le puncte așa pe ta. Ce a fi, a fi? Da. Mamă, dar ce bine miroase. Wow. Deci miroase super ok. Eu zic că mai trebuie un pic de sare. Gustă, unde ți-l îngroată? Gustă, na. Să-ți zic o dată. Stai-mă o dată. Ce e ce ne fumăm? Vezi dacă trebuie sare. Ne-am treabă sare, mă, ce mai bine. Lasă, nu mai colbătii, mă. Nu? Nu, lasă așa încet. Așa cel mai bun. Mamă, dar bună. Dar n-avem ce pune. Pune cu lingura? Dă-o lingura. Stai să stoc. Ce ai ajuns, mă, cu hârtie? Dar nu, că de fapt am... Ce ai ce cu hârtie, mă? Doamne, doamne. Lingura ta e curată. Ce că lingura ta e curată? Sunt un și eu și atunci. Ia. Puneți? Deci video-ul ăsta o să fie numată cu chestia asta, cu bică. Jumătate de lucru de tot, că rață, țapă un pic. Sunt ce vreau, uite. Așa, da. Ce taci. Ce nu? Rupă. Foarte bun.
Cum a fost? S-a plăcut? Da. Foarte bun. Problema e că ce gătim data viitoare, că deja a început să-mi placă. Nu ne facem planuri. Ce dacă rămânem, chemăm o prietenă. Așa mare pedeapsă pentru tine. Hai, Igre! De ce? Păi nu vă vrea că de babă. Păi zic, la babă să ghie încoace. Păi nu are voie, nici e. Dă-te, mă! Zii, mă, să vină încoace, mă, dă-o, mă. Hai să dau o beare cu nu, nu, nu. Dă-o, tri! Nu, că mă duc în așteaptă copiii acasă. Acolo au un ceaun. Ia și noi, numai în familie mere, nu mai ăsta cu corona asta. Oh, my God.